Thank you.
Thank you.
Evanghelie cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. În vremea aceea, după ce a trecut ziua sâmbetei, când se lumina de ziua cea dintâia săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată s-a făcut cu tremur mare, când Îngerul Domnului, coborându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă temeți voi, că știu că pe Iisus cel răstignit căutați. Nu este aici, ci a înviat, precum a spus. Veniți de vedeți locul unde a zăcut trupul Domnului. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că a înviat din morți. Va merge mai înainte de voi în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată, am spus vouă. Iar el a plecat în grabă de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească pe ucenicii săi. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată, Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, mergeți și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată, unii dintre păzitori, venind în oraș, au spus căpetenilor, preoților iudei, toate cele întâmplate. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii poporului și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis: să spuneți că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără de grijă. Iar ei, luând banii, au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta între iudei.
Χριστός αρμία δημος του μάτια πρεμάρτε καλκέν σι σέλον δημορ μέντορ μία σε δεροίντουλε. Πρεκούν σε μπραστε φούμον σι μαέστε, πρεκούν σε κοπέστε βιάρα δε λα φάτσα φόβουλου. Χριστός αρμία δημος του μάτια celor din mormânturi viață dăruindu-le. Așa fier păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții se veselesc. Hristos a înviat din morți cu moartea, prin moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Hristos a înviat din morți cu moartea, prin moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Moartea, pre-moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a Lui
pentru împărșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pasnice. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscați prin aer, pentru cei bolnați, pentru cei robiți, pentru cei ce se osteresc, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeu născătoarea, scururea, Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică, închinăm-ne învierii Lui celei de-a treia zi. Hristos!